Cel mai important om din fotbalul românesc, cred că nu trebuie să ne ferim. Gică Hagi este alături de mine. Întrerupem un pic discuțiile despre echipa națională, pentru că noi suntem aici la Cluj și ne bucurăm de asemenea de o energie și de un vibe extraordinar. Cu asta încep dialogul cu Gică Hagi. Mulțumesc în primul rând că este alături de mine. Pe vremuri, înaintea unor meciuri, nu avem nicio șansă să te prind cu 2-3 ore înainte de joc. Da, nu e rău până la urmă, nu. Am venit aici să fim lângă Adi, e un moment al lui, un jucător extraordinar, fantastic pentru mine, care a făcut multe pentru România și e un moment special pentru el și, bineînțeles, și pentru ziua Sports Festival care e la Cluj și toată lumea. Vedem aici că sunt prin parc și se întâmplă ceva fantastic și lucrurile sunt bune, că sportul la Cluj e pe prima pagină. E o cale asta, oare, de la sportul de masă să mergem spre sportul de performanță și ușor, ușor să... Te-am auzit și în conferința de presă, să redescoperim bucuria de succes, fericirea de sport. Da, fericirea vine în sport dacă ajungi să fii câștigător, să ai succese, pentru că totdeauna obiectivul final e să faci tot ce construiești, ce faci, să ajungi să câștigi, să ai succese, pentru că succesul aduce fericire, îți aduce bucurie, împliniri, dar important e, cred eu că România știe acest drum, pentru că acest drum noi l-am avut, l-am parcurs, îl știm, important să ne apucăm de el, să ne dorim și să ne apucăm de el, să-l facem iară să fie iubit, să fie populat, să fie îndrăgit și cred eu că anumite lucruri se mișcă. Vorbeam și înainte să începem acest interviu, te încarci cu energie din partea oamenilor, pentru că mai devreme ți-au zărit silueta în holul hotelului și ți-au scandat numele, te-au scos efectiv cu forța, cu ghilimele de rigoare din hotel, ai făcut acea baie de mulțime și tu creezi o bucurie românilor pentru că te vor mai vedea jucând. Iarăși, nu e deloc puțin lucru pentru noi nostalgici, dar și pentru cei tineri. Sportul e făcut pentru oameni, sportul e făcut pentru suporteri, sportul e făcut să creeze idoli, cei care performează și ajung să devină campioni, pentru că totdeauna fiecare la rândul lui, dacă stăm și o să vorbim cu toții, fiecare am avut un idol când am fost mai mici, de când ne-am ales acest drum, totdeauna. Da, bineînțeles, Craif și în România toți decarii care vi-am spus și sunt și care i-am văzut și totdeauna îi urmăream și bineînțeles că m-au inspirat. Tu la rândul tău ai fost idolul lui Adi Mutul. Vedeam, efectiv, avea emoții și cred că îl simțeai și tu lângă tine când vorbea despre tine, despre relația cu tine, despre faptul că are acasă încă un autograf, despre prima întâlnire cu tine. Oameni, cu toți avem sentimente și acesta e un lucru bun. Fiecare, cred eu că, cum am spus înainte, sunt persoane care te influențează în viață și, mă rog, totdeauna devii sensibil când îi vezi sau te întâlnești cu el și așa cum și eu când mă întâlnesc cu antrenorii care m-au crescut și pun aici de la Nea Mircea, Nea Puiu și toți că i-am văzut. N-am putut, atunci era aglomerație mare și nu puteai să ajungi acolo pentru că pe vremuri trebuia să sărim gardul ca să intrăm în stadion, că erau stadioanele pline, dar sperăm că drumul ăsta trebuie să fie și într-o bună zi vom reveni la ce a fost înainte. Adi Mutu a fost și este în continuare un idol pentru generații și generații de suport. A fost și este. Spune-mi, nu știu, o trăsătură pe care a identificat-o, o latură, cum să zic, pozitivă în ceea ce privește comportamentul lui pe teren, ca fotbalist, ca și campion. Mare, deci. Un fotbalist mare, cred eu, ajunge să fie mare și valoros pentru că simte că el e bun. Și atunci el își dorește, el are... Toate acestea se cheamă, cum zic cei de afară, inside. Totul ai înăuntru. Înăuntru tău te naști cu acest lucru și acești jucători trebuie să-i descoperim care au acest lucru și să o aibă în el, să simtă că el e foarte puternic, foarte bun, să reacționeze la toate, pentru că viața e lungă, călătoria e lungă și ai multe momente în care practic ai testele care ți le dai tu cu tine și atunci trebuie să reacționezi, trebuie să știi să reacționezi. Iar oamenii valoroși, sportivii valoroși, cred că totdeauna în momentele dificile au știut să reacționeze și au făcut dintr-un lucru negativ, au făcut un lucru pozitiv și o lecție pentru el și a făcut-o foarte bine. Da, mărturisesc că am îmbătrânit și eu destul de mult și mi-amintesc de momentul în care, tânăr fiind, Adi Mutu,
era schimbat de Gicu Dăbrin, acea celebră frază care a fost mult amplificată, dar asta vă întreb, tupeul ăsta lui, lipsa de complexe. Păi, personalitatea asta, bine, deci, putem spune, nu, e personalitate. Tupeul pozitiv. Da, trebuie să o ai în teren, practic, depinzi de tine, nu te poate ajuta nimeni. Ai niște colegi care colaborezi, dar aia înseamnă tactică, dar practic tu intri și tu trebuie să arăți această personalitate care o ai și trebuie să o ai la nivel foarte înalt, pentru că numai cei mari ajung acolo și poate să facă lucrurile astea. Ceva ce n-ar trebui să repete fotbaliștii de astăzi în ceea ce a făcut Mutu în cariera lui? A, bine, ele sunt cu bune și cu rele. Vi le-a povestit Adi mult mai bine. Important este să, eu ce văd, îl văd Adi în momentul de față ca manager, ca antrenor, că arată foarte bine și un lucru îmbucurător că arată foarte bine și are aceeași personalitate, aceeași inteligență, știe să conducă un grup, știe să facă acel grup să joace bine și ăsta e un lucru bun. Știu că m-ai certat dacă aș merge iarăși pe ideea unui nou Hagi, pentru că a fost Mutu, un nou Hagi, acum să căutăm un nou Mutu, nu, trebuie să căutăm fotbaliști cu personalitate care să fie repere ale generației lor. Urmează, ușor să poate... Asemănări putem face, dar comparații nu, mai ales în cazul când vorbim de jucători tineri. Da, asemănări putem să spunem și e bine până la urmă să ai un fel de tip de jucător, nu număr 10, nu să vorbim că dacă vorbim de numărul 10. Dar fiecare cu istoria lui, fiecare cu drumul lui, fiecare cu personalitatea lui, pentru că jucătorii, iar încă o dată spun, jucătorii valoroși au personalitate și ei chiar o arată și o vorbesc de acest lucru, o arată în teren și vorbesc în afară și creează propria lor carieră. Da, trebuie să descoperim sau trebuie să ajungem să descoperim la un moment dat jucători care să ne depășească. Acesta e lucru ideal, cel puțin din punctul meu de vedere, acesta e un ideal. Știu eu care ar fi un lucru ideal să fie? Altcineva care să facă mai multe ca cei care au fost înainte, cum și eu la rândul meu, probabil am făcut mai multe ca celălalt care a fost înaintea mea. Ideal ar fi pentru tine, mă gândesc, să existe alternanța asta, Hagi, Mutu, Hagi, să fie Ianis un nou reper pentru generația lui. Nu vreți să pune mai multă presiune decât are oricum pe umeri, dar l-am văzut ieri în tribună, cât de mult mi-aș fi dorit să-l văd pe teren, dar e bine că l-am văzut în tribună, merge ușor, ușor spre bine, spre recuperare, Ianis, nu? Ianis face parte din generația care, din punctul meu de vedere, o generație foarte talentată. Trebuie să muncească foarte mult cu toți împreună să devină jucători foarte valoroși, să-și facă un nume în Europa, să și numele acesta ți-l faci cu trofee, cu titluri, cu meciuri câștigate, cu succese foarte mari. Au în față o carieră de acum înainte încă de 10, 12, 15 ani a lor care o au și care pentru ea trebuie să muncească, trebuie să sacrifice, trebuie să se dedice. E talentat ca toți ceilalți, nu știm unde va ajunge, cum va fi. Ce îmi place de el, că e dedicat, e pur și simplu iubește fotbalul, foarte serios, e profesionist, ne reprezintă bine afară, din punctul meu de vedere, din ce aud eu și ce văd, sunt foarte mulțumiți de el cei de la clubul care este, de la Rangers. Și asta e un lucru foarte bun. Remarcă că nici n-a venit de altfel cu tine aici. Abonesc că are un program foarte... Are un program de recuperare, nu poate, nu e în vacanță. El are fizioterapeuții cu el, au grijă de el, în fiecare zi muncește, are programul lui de ore, are pauzele, tot e planificat. Deci nu s-a pus problema să vină, adică i-ar fi plăcut probabil, dar nu, e mult, mult mai... A avut totul a construit cu stafful medical de la Rangers, trebuie să se ducă să facă și vacanță în locul în care el e, dar cu fizio după el. Deci merge cu fizio după el, vă deci, da, da, totdeauna. Continui să crezi în generația asta, Gica, pentru că au fost voci care au făcut o analiză din asta la rece. Păi hai să luăm primul 11 din 2019. Nu vreau să intru în subiect ăsta, pentru că sunt în afară puțin acum și cei care sunt implicați au viziunea, ei trebuie să o aibă, ei trebuie să fie responsabili de tot. Mie îmi place să zic că, nu știu, orice ai face, ce trebuie să faci, România are o singură strategie. Să încerce să caute succesul cât mai repede și cât mai repede, pentru că succesul aduce bucurie, aduce fericire, aduce împlinire, aduce oameni împreună. Deci trebuie să căutăm succesul. Și de aceea, de aici trebuie să construim viitorul României, pentru că
avem nevoie de acest lucru. Cu cine, cu care, cu fiecare cu strategia, fiecare cum o vede, în cine crede. România are jucători mulți, România are o marge mare de jucători care poți să alegi și poți să construiești ceva puternic, dar, cum zic eu, mie îmi place să zic tot timpul lucrul ăsta, timp tineri talentați, pentru că în timp faci lucrurile mari, cu tineri și cu foarte mult talent, după aceea, bineînțeles că în timp ei devin și valoroși. Da, sperăm și ne dorim. Am văzut un Popescu, am vorbit un Popescu debutând ieri ca titular. Sigur că se interpretează despre tricoul pe care l-ar fi aruncat, am văzut niște imagini, dar nu despre asta e vorba. Dar cum să-ți placă România când câștigă, nu? Mă gândesc. Aseară ți-a plăcut? Victoria? Eu rămân cu succesul, nu pentru noi, pentru fiecare. Cred că e momentul să gândim și să transmitem acest mesaj, să avem succes, pentru că avem nevoie de succes. Prea multe decepții, prea mulți suntem negativi, îl avem pe nu în gură, îl scoatem de prea multe ori și cred eu că avem nevoie de succes. Trebuie să apară, ele trebuie să vină, nu e ușor, momentele sunt delicate, nu sunt simple, dar cu unitate. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a comportat publicul, nota 10 pentru ei, așa se face, chiar dacă la un meci știu că când pierzi dezamăgirea e mare, nu mai vezi lumina, nu mai vezi capătul tunelului, dar ei au fost fantastici, cred că ei au împins România să joace bine. Păi, România întotdeauna a avut o legătură cu publicul în momentul în care a existat succes, adică nu s-a putut una fără cealaltă. N-ai și succese, când n-ai nici succese, deci trebuie să fie, ea trebuie să existe. Jucătorii trebuie să se simtă iubiți, jucătorii trebuie să simtă acest lucru pentru că și ei se simte că joacă pentru România, dar și ei trebuie să fie iubiți pentru că ei joacă pentru suporte și ei își doresc să facă publicul fericit, își doresc victorii și ei să aibă succes și cred eu ei sunt primii cei care își doresc cu antrenorii împreună și cu cei care muncesc. După aia, dacă putem sau nu putem sau la ce nivel suntem, da, acolo e ceva în afara terenului unde trebuie să știi să planifici, să organizezi bine, pentru că după aceea în teren s-a răs foarte bine. Da, mi s-a părut în minutul 16 ratează un jucător penalti și imediat simte susținerea publicului pe Luza din spatele porții unde s-a ratat penalti și la câteva minute același jucător ia o acțiune pe cont propriu, centrează pentru bancul și înscrie. Asta apropo de ce ai zis, ce înseamnă susținerea asta necondiționată. Da, vorbim de situații, într-un meci sunt 1000 de situații, mai mult sau mai puțin, deci practic așa ai făcut jocul de fotbal, nu contează, pentru mine nu contează ce se întâmplă, contează ce vine. E foarte important să te uiți totdeauna în față, să fii focusat și să-ți dorești să te uiți tot timpul să vezi ce va veni, nu cu ce ai făcut. Nu e, mai ales în teren când ești, acolo n-ai timp să gândești, n-ai timp să judeci, trebuie să fii reactiv și trebuie să vezi totdeauna partea de ce-o veni, care e în fața ta, care e, și atunci eu cred că jucătorul n-are timp în teren. Jucătorii mari și echipele mari sunt reactive, dar de ce sunt reactive? Pentru că ele totdeauna nu contează dacă greșesc, contează cât de repede iau mingea și cât de repede sunt, cât de reactiv sunt la minte și la picioare. Dorința asta de a câștiga în permanență, de a nu avea complexe, de a fi mai bun indiferent ce adversar ai în față, te naști sau se și cultivă? Sunt amândouă. În primul rând, la început, te naști. Deci, practic, e ADN-ul tău, sunt tot ce ai tu de părinții care îți vine, gena care o ai. După aceea, acolo trebuie să găsești, să într-un fel, secretul. Și după aceea, bineînțeles că ea se antrenează într-un mediu bun, într-un mediu corect, într-un mediu pozitiv, unde ușor, ușor cultive acele lucruri. Dar prima oară trebuie să o ai în tine, să te simți... Jucătorii mari totdeauna o au ei și o simt, o își doresc, pentru că ambiția vine de la tine. Chiar dacă e un joc colectiv, dar contează foarte mult. Vorbeam cu Cannavaro astăzi și el spunea că contează să ai jucători. Să jucători foarte buni care să producă acele rezultate, să facă diferență. Cred că nu greșim dacă spunem că suntem în Cluj, capitala sportului din România în această perioadă și nu numai în această perioadă. Și mi-amintesc că am fost în urmă cu câțiva ani la Ovidiu atunci când a fost, mă rog,
Ovidiu și Dobrogea, capitala fotbalului românesc, într-o perioadă foarte frumoasă pentru tine. Sunt convins că îți dorești cu Farul să revii acolo. În finalul interviului te-aș întreba două vorbe despre Farul, despre ce faceți acolo. Muncim în continuare să ne dezvoltăm, muncim să fim mai buni în fiecare zi, încercăm să facem cu potențialul și cu puterea care o avem deocamdată. Sunt multe de făcut la Constanța ca să ajungem mari, puternici și foarte buni. De toate. Infrastructură, stadion, suntem în dezvoltare ce înseamnă infrastructura. Ne-am mărit, nu mai avem 200 de copii, avem 800 acum de copii. Centrul de copii juniori arată bine, dar trebuie și el totdeauna veni cu idei noi și dezvolta și el. Echipa mare și ea trebuie dezvoltată. Administrativ, iară, trebuie să facem lucruri, deci încercăm cu toți împreună să construim ceva solid, puternic și stabil.